la veranda până torneau acest Nutriblast, Victoria Peșterean. Cu Dan Brumă? Da, la chitară. And we'll be home soon. I feel your thought of disappointment. Sometimes we have to compromise. Will come with understanding. When it gets too hard, I will be there for you. Nothing is forever if you don't want to. In the hand of time, you can have a story too. When it gets too hard, I will be there for you. Nothing is forever if you don't want to. In the hand of time, you can have a story too. No, no. Ren says, if you were alone with two. We'll keep on falling. Oh no, oh no, oh, oh, oh. Slowly on, we'll learn to let it go. Of time, you can have a story too. When it gets so hard, I will be there for you. Nothing is forever if you don't want to. In the hand of time, you can have a story too. De relaxant, atât de... Așa parcă te mângâie așa pe colier, pe suflet. Andrei! Pe colier, am zis. Da, pozele zilei. De altfel, l-ai apreciat? Foarte. Cel mai mult îmi place că busuiocul a fost atât de puțin, dar în schimb aroma atât e de... Băi, frate, prietene, Nutriblast, îți mulțumesc. Pozele zilei! Da. Adică... Hai, încep, hai, spune. A cheltuit $40.000 pentru jucării de brad cu care și-a decorat casa. Se începe această manie. La mine e mai bine decât la vecinul. Ta-da! Cât a cheltuit, zici? $40.000. Dar nici nu e frumos, dacă sincer. Mie nu-mi place. Nu-mi place nici. E un fel de kitsch. E parcă așa, kitsch. Au scris despre ea presa. Ei, 40.000 donează la o casă de copii sau fă un bine și tot o să scrie. Bravo, despre tine. Îmi plac gândurile tale. Mulțumesc. Cea de-a doua poză, designerul olandez Anouk Wiprecht.
a creat o măsuță dintr-un motor de Rolls-Royce. Aoleu! Da, aceasta va fi vândută la licitație pornind de la suma de 1000 de euro, preț inițial. Vai, câtă inspirație, câtă creativitate! Chiar aș vrea și eu așa o măsuță. Nu trebuie de nuanțe fie... persiflante în vorba ta. Ușor ai dreptate. Ironice. Ai dreptate. De ce? Dar cuiva poate să-i placă măsuța asta. Da, hai să luăm și noi de la Camazul care stă ruginit în ograda lui Bunelu și să facem o măsuță. Să iei numai Camazul. Poți să ieși... Doar fiindcă este o mașină Rolls-Royce și iată așa e de... Poți să ieși treu ca porcului să faci o măsuță din el. Poți să fie foarte pentru autentic. Pentru un fermier, de exemplu. Da. 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 Foarte autentic. Oh, despre sport în continuare. Rafael Nadal înconjurat de fani în timpul turneului de tenis din Manila, Filipine. Aoleu, câtă dragoste, câtă admirație. Câți fani? Am senzația că el zâmbește forțat și isteric acum. O, Doamne, cum ies de aici acum? Dar uite la doamna care, sau domnul care se uite la el în față. Da, văd, văd. E o ferie fericită. Are mască de ciocolată pe față. Poate și are. Următoarea poză, pentru prima dată în 800 de ani, atenție, băiatul episcop de Salisbury este o fată pe nume Maddie. Iată așa, băiatul episcop este o fată. Este de fapt o fată. Logică de fier, să vă spun eu așa. Mie îmi pare bine că după pozele zilei, alături de mine în bucătărie, va veni o persoană care se pricepe foarte bine la poză. Știe când poza este frumoasă, este creativă, nu este corectă sau este super bună. Astăzi voi găti alături de o persoană deosebită. Deși se consideră fotograf, eu o să-i atribui mult mai multe calități. Este o fire foarte activă, pledează pentru stil de viață sănătos, participă la maraton, face ca toate brandurile autohtone de la noi să se bucure de popularitate, și asta datorită muncii ei, și atunci când este prezent într-o încăpere, în acea încăpere este mai mult soare. Astăzi, alături de mine, la bucătărie, fotograful sau fotografa Eva Elena. Elena, poftim! Intră! Bună! Bună seara! Bună. La noi se pupă așa la început. De câte ori? De trei, hai de trei să facem. Okay. Uite, Eva a venit astăzi la bucătărie cu propria ei rețetă pe care o vom pregăti în a doua parte a emisiunei, da. Că se pregătește foarte ușor. Despre ce este vorba? Despre o salată chorizo. Caldă, se caldă, înțeleg. Da, da, da. Fiți cu ochii pe noi, fiindcă pe lângă o mulțime de pasiuni pe care le are, această fată adoră să gătească. Și o face într-un stil minimalist, în schimb, deliciosul îi reușește. Iar noi, astăzi, Eva, da, o să pregătim o supă indiană. Am făcut un Nutriblast indian și continuăm unda indiană. Deci, supă de morcov indian. De ce indian? Fiindcă va conține multe ingrediente specifice acestei țări. Pentru a pregăti o supă indiană, vom avea nevoie de, și e de post, da? Vă rog, noi continuăm să vă învățăm să gătiți de post gustos. Vom avea nevoie de morcov, ceapă, usturoi, două roșii, verdeață, pătrunjel, semințele de dovleac vor fi pentru ornare, făină de năut, suc de lămâie, desigur, apă pentru bulion. Aici avem zahăr brun, cimbru, chimen, tot semințe de coriandru, tot ce ține de aroma indiană, curcumoasă, curry, cum spun alții. Și aici avem boia de ardei. Desigur, nu ratăm să punem în această supă și ghimbirul, din care vom obține o pastă. Deci, prima etapă, se taie ceapa, morcovul și se toacă mărunt usturoiul și se obține pasta de ghimbir. Atât, ne punem pe treabă? Da, desigur. E ușor, sper să ne reușească, că o pregătesc și eu pentru prima dată, dar okay, sunt sigură că ne va reuși. Iată așa. Între timp, aici pe canapea, o armată întreagă de musafiri. Vreau să-i salut. Pe lângă Victoria Peșterean, cea care a deschis ședința de astăzi a verandei cu o piesă în stil jazz. Salut, Victoria. Alături de Victoria, firește Silvia Allegro, pe bună care seara. O salutăm. Bine ai venit. Bine ai revenit la noi. E inclus microfonul. Numai nu umbla acolo la... Da?
Femeilor le place să umble la toate butoanele. Iarăși, pre-vis-a-vis de mine, inconfundabilul Dănuț Brumă, cel care acompaniază acustic. Și alături de mine, Valentin Culea. Valeriu Culea, bună seara. Da, bună seara. Valeriu. Valeriu este unul din inițiatorii proiectului de jazz despre care vroiam să vorbim în seara asta, pentru că în câteva zile Chișinăul va deveni o capitală, una din capitalele jazzului, într-un festival, într-o competiție internațională, da, Valeriu? Așa va fi, deci este conceptul jazz în Chișinău, care este inițiat de mine, cu alături avem aici câțiva din colegii noștri, sunt încă mai mulți. Deci avem deja 3 ediții, ne-o propunem acum în scurt timp, în câteva zile. Voi aruncați ca și cum mănușa celorlalte competiții de jazz care au loc în Chișinău? De fapt nu e o competiție, e un concert de jazz și suntem în principiu aceiași muzicieni care au fost și la ediția 1-a și a 2-a. În cea de 3-a ediție, care va fi miercuri, o avem pe Victoria, o nouă solistă și un nou toboșar. Hai, Victoria! Și concertul constă, în principiu, vom cânta piese proprii, deci nu e o competiție. În asta constă farmecul acestui spectacol este de jazz. Este un concert de muzică jazz. Muzică jazz, compoziții proprii ale noastre, le cântăm, suntem la 3 ediții. Câți autori de jazz avem noi în Chișinău? Avem mulți care scriu jazz? Sigur că avem, foarte mulți avem. Toți jazzmenii sunt autori. Este un fel de scop personal. Când ești jazzman, îți place să te joci cu armoniile, cu melodiile să te joci, și atunci muzica atât izvucnește din înăuntru că nu poți să nu compui. Așa că câți jazzmeni, atâția compozitori. Bun, cui este predestinat jazzul? Cărei e marge de vârstă? De la câți până la câți ani, de exemplu? Vai, ce de greu. De la cei mai tineri iubitori de jazz până la cei mai în vârstă. Cred că asta mai exact nu poate de spus. Mi-a plăcut, Victoria, și de la 19 de la mine până la 80, la Valeriu. Da. Este adevărat că avem în Chișinău, avem mulți susținători acestui gen de mine. Ce crezi tu, Dan? Sunt la sigur mulți. E greu, e adevărat că e greu să-i strângi toți împreună. De ce? Pentru că ca regulă iubitorii de jazz sau nu privesc televizorul, sau pot să nu aibă Facebook, sunt așa mai rupți de din contra, de tradițiile, mai implicați în societatea reală decât în cea virtuală. De aceea, eu poate greșesc, e o părere subiectivă a mea. Dar de ce se întâmplă așa? Ei n-au nevoie să știe ce se întâmplă în lume. Ei s-ar descurca ce se întâmplă în ei înșiși acolo, în interiorul lor. Nu, ei știu exact ce se întâmplă în lume. Noutățile le citesc, dar lumea reală e mai interesantă. Și de ce și jazzul e mai interesant? Pentru că ceva ce se întâmplă acum în scenă, nu ceva pregătit. Și drive-ul ăsta e interesant. Eu o salut în mod special pe Silvia, pentru că până nu de mult a fost la noi în calitate de Silvia Allegro. De astă dată este soția controversatului actor și om public, Sergiu Volo, cel care a fost la noi la Veranda. Spune-te, rog, dragă, în primul rând, felicitări. Mulțumesc. Cum e primul an de căsnicie? Cum e să trăiești alături de un om insuportabil? Poate pare insuportabil în public, dar în viața privată e mult, mult mai diferit decât în este public. La fel de dulce cum l-am văzut pe coperta revistei? Da. Așa de dulce? Da, la fel de dulce și neascultător și nebunatic. Îți spune cuvinte nebunatic. Da. Femeilor le plac bărbații nebunatici. Cred că am roșit, simt că... Îți dai seama ce sughiță Sergiu Voloc acum. Posibil. Îți face surprize? Place să-ți facă surprize în viața de familie?
Nu știu de surpriză, dar pot să zic că e foarte vesel. Noi începem ziua cu hlizituri și ne culcăm cu hlizituri. Sunt niște hliziți, mai zic. Da, mai mult cu el decât în orice altă ipostază mea. E așa, dintr-o hlizitură în alta, Silvia este așa în așteptarea unui bebeluș. Frumoase hlizituri aveți voi. Da, nu pierdem timpul. Așteptați băiețel, fetiță? Băiețel. Băiețel. Cui vrei să-i semene? Lui tata sau mamei? Bunicilor mei. De ce? Că erau mai frumoși și mai ascultători decât ambii. Decât voi doi? Da. Luați împreună. Lui Sergiu îi place jazzul? Foarte mult. Când? Foarte mult. De fapt, noi așa și ne-am cunoscut la a doua ediție a concertului. Aha. Iarna trecută. M-a auzit la radio și după aia m-a căutat pe YouTube și a venit într-un final la repetiție și de acolo s-a pornit totul. Viața alături de un om, bine, dacă să fim serioși, un om talentat, dotat, dar foarte zbuciumat, precum este Sergiu Voloc, nu ți dictează o predilecție și spre alte genuri de muzică, nu doar spre jazz? Spre rock, spre... Nu... Eu, de fapt, mai cânt și pop-rock, dar câteodată. Acum, în principiu, e jazz. Dar jazz-ul și blues-ul, de fapt, e... și soul-ul e cea mai apropiat mie. Cântă mai mult jazz ca băiețelul de acolo, să fie calm. Nu știu, nu știu dacă jazz-ul e calm neapărat. El are fierbire lăuntrică. E imprevizibil. Cât de bine știe să fiarbă în interior jazz-ul pe care ne-l cântă Silvia Alegru, veți afla, prieteni, după publicitate. Rămâneți cu noi.